Reciclarea deșeurilor a apărut în urmă cu câțiva ani ca o rază de speranță pentru mediul înconjurător. Dar cum orice vis frumos durează foarte puțin, nici reciclarea asumată de către România, potrivit căreia, în prezent ar fi trebuit să fie de 55%, nu și-a atins ținta. Potrivit directorului general al ADI Deșeuri Hunedoara, gradul de reciclare este actualmente de doar 10-12%. Totuși, la nivelul județului există și vești bune. Procentul de deviere a deșeurilor și depunerea acestora în celula ecologică de la deponeu se apropie de 60%. Cu alte cuvinte, aceste deșeuri nu mai ajung la groapă, ci sunt reciclate ori incinerate în locuri speciale amenajate. Reciclarea la nivel de România, la nivelul întregii țări, nu depășește 10-12%. România și-a asumat că în această perioadă noi ar fi trebuit să avem 55% grad de reciclare. Avem alți indicatori, într-adevăr. Avem indicatorul cât deviez la depunerea în celula ecologică. Aici, surprinzător, noi stăm mai bine, județul Hunedoara, pentru că am mai tot spus-o și o spun, noi suntem un sistem funcțional. Din fericire, Hunedoara nu are sincope majore, adică nu suntem cu zone în care să nu avem operator sau centrul de management să nu funcționeze. Și atunci am ajuns cu o deviere de peste 55-60% din deșeuri, nu mai ajung în groapă, ci sunt reciclate, fie merg la incinerare la fabrica de ciment, fie în urma tratării mecanobiologică se transformă în compost sau pământ de acoperire care pus în celulă peste straturile de deșeu, pentru că fiecare strat de deșeu trebuie peste el să vii cu un strat de acoperit. Pământ, sigur că ajută și atunci nu mai e socotit un deșeu.